Am revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un clip dulce și este dulce low carb, așa că sperăm să fie și dulce bun. Cum stăteam eu într-o zi așa și mă uitam pe Instagram, pe stories, am dat peste Carmen Grăbenișan, mă rog, am dat peste ea, o urmăresc. Și am primise în ziua respectivă o cutie de la Sweeteria. Așa se numește site-ul. Și am văzut că erau destul de multe produse fără zahăr. Despre asta este și vorba pe pagina lor. Mai exact, au produse fără zahăr, sunt îndulcite cu ștevia și eritriol. Așa că, bineînțeles că am intrat imediat pe site. De cele mai multe ori intru pe site-uri cu produse fără zahăr, de gen napolitane, bomboane sau dulciuri fără zahăr. Și fiecare dată ești foarte dezamăgită de pe site-ul respectiv, pentru că 99% din cazuri, chiar dacă nu au zahăr, să zicem că sunt făcute cu îndulcitori, cu siguranță au carbohidrați. Dar mai mult decât atât, de cele mai multe ori conțin uleiuri nașpa. Au foarte multe alte ingrediente, adică faptul că nu au zahăr nu este neapărat ceva ce le face să fie bune și sănătoase, ci din contră, dacă puneau zahăr și nu mai puneau toți înlocuitorii de care aveau nevoie ca să substituie consistența și ceea ce face zahărul respectiv în prăjitură, era mult mai sănătoasă. Haideți să nu mai lungim. Mi-am făcut o comandă de câteva produse de pe site-ul lor și sunt super, super nerăbdătoare să le deschid și să le testez cu voi. Asta este cutia. Uitați, avem foarte multe. Nu avem foarte multe, însă sper să fie gustoase. Comanda a venit în aproximativ, am făcut comanda joi, după amiază, și a venit astăzi. Deci durează undeva la 2-3 zile lucrătoare, mi-a venit cu Urgent Carpus și nu a fost absolut nicio problemă. Haideți să începem cu cele mai puțin interesante. Pe astea trei putem să le considerăm cele mai puțin interesante. Se amâine de aici. Ciocolata amăruie. Bineînțeles, ciocolata amăruie, pentru că este preferata mea. Haideți să vedem ce conține. Conține așa, masă de cacao, îndulcitor natural din ștevia și eritriol. Minim 28%, unt de cacao minim 4%, lecitină din soia și alumâne vanilie. Iar la glucide, spune că conține 0 grame de zaharuri și 29,5 grame de poliol, 11 grame de fibre, 8 grame de proteină și grăsim 39,5 grame. Haideți să vedem și cum este, dacă este gustoasă. Am 3 aici, nu pentru că mi-aș fi dorit eu foarte mult să cumpăr 3 ciocolate, cred că niciodată n-am știut pluralul, dar au pachete pe site de 2 plus 1 gratis și bineînțeles că sunt foarte tentante cele de 2 plus 1 gratis, iar acestea 3 au fost 30 de lei. Este 15 lei tableta. Ea este destul de groasă, e de grosimea unui deget. Mă duce mai mult cu gândul înspre ciocolata aceea de casă. Un menaj după grosime. Haideți să vedem. Se rupe destul de greu. Da, este bună, seamănă cu un... Este o ciocolată de la... care se găsește la Carrefour, la varianta de diabetici, îndulcită cu ștevia, este exact gustul acela de ciocolată. Se simte... Ciocolata aceasta cu îndulcitor, spre deosebire de cea neagră fără zahăr, are un gust lucios, nu știu cum, are o textură și un gust un pic dulce, puțin prea dulce, dulcele de îndulcitor. Deci asta, ciocolata, este ok, nu e o ciocolată rea,
Deloc. Nu pot să spun nici numai de pe spate. Nu știu cum... Sweet and Safe, Sweet and Safe. Asta este ciocolata cu care seamănă foarte bine. Este exact și textura și gustul ciocolatei Sweet and Safe. Mai avem aici încă o ciocolată. Nu știu dacă pune focus pe ea. Este ciocolată amoruie cu vișine, din nou fără zahăr adăugat. Hai să vedem acesta ce conține. Masă de cacao minim 66%, îndulcitor natural din ștevia și eritritol 28%, unt de cacao 4%, bucăți vișină liofilizată 4%, rechine din soia, aromă de vanilie. Pe 37 de grame de grăsim, 5 grame de zaharuri, pentru că am adăugat vișinele, 11 grame de fibre, 8 grame de proteine, are aceeași macronutrienți ca cealaltă. Este la fel de groasă și haideți să vedem dacă se simt vișinele acelea. Pare să aibă mult mai multe bucăți în ea. Uitați-le! Pare că are ceva bucăți de vișină uscată. Asta este mai bună. Este puțin mai bună, se simt vișinele. Da, asta cu siguranță îmi place mai mult decât cealaltă. Da. Aia are cam același gust, tot de Sweet and Safe. Dar... Pe nu e la fel de dulce, nu se simte dulcele la îndulcitorului, la fel de puternic. Dar trebuie să recunosc că e destul de bună. Deci să rămâne pe degete, e la fel de bun. Am terminat cu ciocolata. Și mai departe, haideți să rămânem tot în zona de ciocolată. Las ceea ce aștept cel mai mult și ceea ce mi se pare cel mai interesant la sfârșit. Și să trecem la... Bănuți din ciocolată albă. Ciocolata albă este aproape imposibil de găsit fără zahăr sau low carb. Și haideți să vedem ce conține. De cele mai multe ori, ciocolata albă nu prea există ea ca și ciocolată neapărat. Motiv pentru care ingredientele ei nu sunt cele mai bune. Uitați cum sunt scrise aici. Ups! Uitați cum sunt scrise ingredientele. Sper să vă pună focus. Aici sus în ghenarul ăsta verde. Haideți să vedem. Green sugar minim 50% zahăr. Unt de cacao minim 28%, lapte praf integral 13%, lapte praf degresat, grăsime vegetală, palmier, shea, ilipe. Despre asta vorbeam tot, nu o spun la dorim neapărat. Deci din soia și emulgator. Grăsim 38 de grame, zahăr 8,2 grame, proteine 6, glucide 53,2 grame. Sugestie de consum ca atare în glazuri, creme, umplături, musuri, budinci, alte dulciuri, fără zahăr adăugat. Ta-da! Hai să vedem cum e. Ia, sunt foarte curioasă. Nu am fost niciodată un mare fan al ciocolatei albe. Înăuntru sunt niște bănuți. Miroase ciocolata albă destul de puternic. Uitați-i cum sunt, nu știu dacă. Și să gustăm primul bonus de ciocolată albă. Pentru cei care le place ciocolata albă, vă recomand bonusii aceștia. E foarte bun. E chiar foarte bun. Nu se simte green sugar-ul la fel de puternic ca în cea neagră.
Fie că din cauza faptului că are foarte mult lapte praf. Wow! Este chiar bun! Ok, deci bănuții aceștia de ciocolată sunt un real succes. Da, pe aceștia chiar vi-l recomand. Sunt identici cu ciocolata albă pe care o găsim în comerț. Adică eu nu țin nicio diferență între ciocolata albă și bănuții aceștia. Deci mai avem o studie. Hai să începem cu astea. Trecem din nou la ciocolată neagră și se numesc migdale sub acoperire de ciocolată fără zahăr. Este produs vegan, inclusiv. Haideți să vă arăt și punga. Ingrediente, compoziție, migdale crude, ciocolată amăruie fără zahăr. Ne spune de ce conține ciocolata aceleași ingrediente cu cealaltă. Unde cacao minim 9%, lecitină din soia, aromă de vanilie, agent de clausurare, shellac. Acesta este un agent natural, din câte știu eu. Fără conservanți, lucrate manual, fără zahăr adăugat, fără OMG și coloranți. Haideți să le încercăm. Să citim și valorile nutriționale. Grăsime 40 de grame, la 100 de grame sunt toate. Glucide totale 33, dintre care zahărul 0,12. Proteine 14, fibre 9. Hai să încerc. Mai aveam și safide în ciocolată, dar presupun că știți că safidele nu sunt tocmai low carb. Haideți să vă zic și cât au costat. Ciocolata a costat 15 lei toată, iar bănuții de ciocolată albă, avem factura aici, bănuți ciocolată albă au fost 30 de lei. Da, cam asta era, prețul 30, 15, 20. Bun, și aici avem migdale pe care le-am văzut eu încă din pungă, că ele sunt, au coaja pe ele, sunt destul de mari. Nu știu cum să vi le arăt. Hai să vedem. Wow, foarte multă glazură. Nu prea simte migdala. Hai să vedem. Am intrat în două migdale. Nu mai e două migdale. Sunt buni. Nu sunt tocmai dulci. Chiar nu pot să spun că sunt dulci. Sunt dulci, cu siguranță, adică nu sunt sărați. Nu sunt nici amari. Dar nu sunt nici atât de dulci pe cât mă așteptam. Are destul de multă glazură pe el. Nu știu cum să vă arăt. Uite că o să vă pun la focus. Da! Devin din ce în ce mai bune. Chestiile astea pe măsură cerunțele are. Aici sunt din nou 2000, dar n-aș vrea două. Da. Îmi plac astea. Mult. Chiar foarte mult. Deci migdale, glazură de ciocolată, thumbs up. Mai avem ceva aici. Se numesc Sweet Ingredients. Nu știu ce sunt. Și sunt niște bănuți, tot bănuți, să le spunem, de ciocolată, care au pe deasupra semințe, fructe liofilizate, nuci. Exact asta sunt. Medianți cu fructe liofilizate, vișină, zmeură, semințe, migdale și alune de pădure. Ingrediente. Dulcitor natural cu 0 calorii, minim 45%. O să vedeți că pe foarte multe tipuri de dulciuri de ciocolată, primul ingredient este zahărul. Primul ingredient. Și este de cele mai multe ori, ajunge până la 50% sau chiar depășește 50% din produs. Deci, astea, de exemplu, nu sunt niște lucruri la care să apelez tot timpul, dar astea, de exemplu, care au migdale, mult mai mult, adică ingredientele nu sunt, nu încep cu zahăr, le prefer în locul ăsta. Unde cacao minim 28%, lapte praf
integral, minim 13%, lapte praf de grăsat, grăsime vegetală, palmier și ailipe, maxim 5%, asta m-a convins să le iau pe acestea care au uleiul de palmier și de cea, conțin maxim 5%. Migdale, alune de pădure, semințe de floarea soarelui, fructe liofilizate. Legitină de soia, aromă de vanilie, coloranți, suc concentrat din sticlă, șofran și spirulină. Sunt super, super, sunt o variantă foarte ok și super sănătoasă a dulciurilor din comerț. În punctul de vedere, jos pălăria. La valorile nutriționale, grăsim 38%, glucide 53 de grame, dintre care zaharul 45. Deci astea sunt oricum numai low carb, nu? Și cel mai probabil cea mai mare cantitate de zaharul rău din fructe. Haideți să le vedem cum sunt. Problema mea aici este că sunt, cred că, trei culori diferite și ce fac? Mănânc fie cu cumpănuți din fiecare culoare. Wow! E asta ciocolată albă puternic. Varianta pe alb. Apoi își fac tot pe picior. Ah, varianta pe verde, haideți să găsesc unul întreg, dar până atunci cred că am nimerit unul roz întreg, da, ia uite. Wow, ce drăguță e asta. Varianta pe roz. Și am găsit și unul verde. Și varianta pe verde. Cred că o să mănânc varianta pe verde și o să-mi iau puțin și din varianta pe alb. Ah, am crezut că am prins-o. Ne, ajunge cât mai jos. Presupun că asta e același lucru. Dar am o bucată verde care este ruptă. Da. Hai vedem dacă celelalte au alt gust. În ciocolată mai se simte că este minim 50% zahăr. Are o textură ciudățică. Uite și o bucățică mică albă. Da, au același gust. Astea nu-mi plac, sincer. Nu-mi plac aproape deloc. Am adunat ce mai aveam pe picior. Niște bucăți de ciocolată. Sunt foarte, foarte dulci. Și au o textură sfărâmicioasă. Da, nu. Asta nu. Și au fost 20 de lei aceasta. Mijdalele în ciocolată au fost tot 30 de lei. Până acum au fost cele mai bune și bănuții de ciocolată albă. Mai avem două lucruri. Să vi le arătăm în două dată. Ta-da! Ta-da, ta-da, ta-da! Nu știu dacă o știți. Dar este al naibii, al naibii, al naibii de greu să găsești gemuri fără zahăr, care să fie făcute eventual cu un dulcitor și nu cu mere sau cu zeamă de mere. Și am găsit, aveau mai multe tipuri, am vrut să-mi iau câteva borcane, iar un borcan din acesta a fost 21 de lei. Mi se pare super, super, super ok la preț, dacă este și bun, au 30 de grame. Aceasta este dulceață de vișine. Haide, haide. Și aici avem gem de zmeură. Hai să vedem gemul de zmeură. Minim 61% fruct. Ingrediente: zmeură, îndulcitor natural, lămâie, pectină din citrice. Pectina ca să le închege. Cam asta este tot, fără zahăr adăugat, fără coloranți, fără conservanți. Sunt pachetate foarte drăguț, puțin rustic, așa. Și
la borcan. Hai dacă se... Ați auzit? Nu e suficient. Pam, pam, victorie! Miroase foarte bine. Miroase a smeură. Gemul de smeură l-am deschis. Nu-mi dau seama dacă vă arată. Arată ca un gem de smeură normal. Wow! Wow, cât e de bun! Wow! Este delicios! Este de-a dreptul delicios! Wow! Acum sunt nerăbdătoare să-l încerc și pe ăsta de vișine. Aoleu, oare se va deschide la fel? Ce am observat e că ăsta este foarte, foarte, foarte lichid. Asta se deschide mai ușor. Mi se apare puțin fiert, așa, pe la suprafață. A făcut niște bule. E foarte lichid. Nu știu dacă vă dați seama. Este extrem, extrem de lichid. Zeama este bună. Pare că nu prea are vișine, însă. Ce mișto de zi-n vișine. Are destul de mult de vișine. Nu pot să spun că nu are. Dar, într-adevăr. Mi-ar fi plăcut să aibă chiar puțin mai multe. Yummy. Este delicios și ăsta. Wow. Mai aveau și de zmeură, și de caise, și de piersici, și de mure, și de afine, cred. Și trebuie să recunosc că am fost tentată să le încerc pe toate. Dar cred că o să mi le cumpăr și pe celelalte, pentru că de foarte multe ori mi este destul de poftă de gem. În diverse forme și chiar îmi doresc un gem fără zahăr, mai ales că gemul pe care îl facem noi sau gemul din comerț conține enorm de mult zahăr, ceea ce nu este tocmai ok. Am terminat cam tot ceea ce aveam în cutie. Ca să fac o scurtă recapitulare, cele mai bune lucruri din ce am luat sunt acestea două. Bănuții ăștia de ciocolată sunt identici ciocolata. Nu vă spun că îmi plac mie în mod deosebit, dar... Ca și diferență între cei fără zahăr, ciocolata albă normală și ciocolata albă fără zahăr, nu am observat niciuna, deci chiar îi recomand pentru cei care le place ciocolata albă. Migdalele acestea trase în ciocolată, care și astea au fost foarte bune. Gemurile au fost delicioase amândouă. Ciocolata, nu pot să spun că mi-a plăcut foarte mult. Cel mai probabil o voi folosi în prăjituri. Ciocolata aceea cu vișine, aia a fost mai bună din când în când, să zicem că ar fi ok, ceea ce nu mi-a plăcut absolut deloc au fost chestiile acestea, bănuții aceștia colorați, galben, roz și verde, care nu, ăștia nu absolut deloc. Asta a fost cutia cu dulciuri low carb. Eu sunt destul de încântată că i-am găsit pe cei de la Sweeteria. O să vă las link-ul și undeva în descriere, în cazul în care vreți și voi să vă uitați pe site-ul lor, să vă achiziționați ceva. Sunt niște variante destul de bune, v-am spus, pentru gem, pentru ciocolată. A, aveau și bănuți din ciocolată normală, cu zahăr, cu lapte. Deci pe ăștia chiar îi puteți folosi în prăjituri, în brioșe sau în tot felul de prăjituri. Aș zice că... S-ar putea să fie bun, iar migdalele acelea în ciocolată mi se par o variantă bună de a rânțăi ceva. Asta a fost tot. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant. În cazul, și mai probabil o să mai comand produse low carb și o să le gust împreună cu voi și nu numai produse, ci și prăjituri, pentru că în ultima vreme au apărut destul de multe variante de prăjituri fără zahăr și fără carbohidrați, low carb.
Asta a fost tot pentru clipul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați, dacă vreți să mă ajutați, like, subscribe și un follow pe Instagram în cazul în care doriți să vedeți și lucruri legate de yoga. Vă pup tare, tare, tare! Vă îmbrățișez virtual ca de fiecare dată și ne vedem data viitoare. Pa!